Locuitorii din Slașoma au piața nouă pe care și-au dorit-o pentru a-și face cumpărăturile din satul lor, fără să mai fie nevoit să meargă în comunele învecinate. Piața a fost amenajată de primăria comunei Pădina, în centrul satului. Avem lângă noi sprijinul și ajutorul cu care fără dânsii nu puteam să realizăm și în comună și în satul nostru un stadion, piața, bazinul de apă, asfaltul. Acum ne vin banii și pentru uliță, să facem și ulițele, și pentru sprijinul acordat le mulțumim domnului prefect, domnul președinte Aladin. PSD-ul a fost lângă comuna dumneavoastră și când a fost domnul Boceanu primar și acum de când este domnul Zința primar, da? Am fost și vom fi în continuare. Și ce se realizează în comuna asta? Se realizează cu sprijinul Consiliului Județean, al PSD-ului, al meu, al prefecturii, că de asta este și prefectul aici lângă noi, și al colegilor care ne reprezintă și în guvern. Satul ăsta a fost comună și n-a existat piață. N-a existat stadion. Eu sunt foarte mulțumit. Păi dacă n-am văzut așa ceva de când sunt eu, așa, în cel mai scurt timp posibil.